prețul carburantului nu a crescut din cauza accizei. Dacă faceți o analiză pe ce înseamnă creșterea prețului la barilul de petrol influențat de fenomenele meteo din Golf și din Golful Mexic, o să vedeți că n-a crescut absolut deloc din cauza accizei, așa cum am bănuit și am pronosticat. Este absolut șocant. El este premierul României, Mihai Tudose, da, OZN-uri, da, Golful Mexic, domnule Țăran. De unde vin oamenii ăștia? Au vreo legătură cu viața reală sau ne iau pe toți, mai pe românește, de fraieri, de proști și cred că ne pot prosti așa pe față. A doua variantă este cea mai corectă. Da, pentru că e absurd. Toată lumea a văzut că într-o perioadă în care prețurile nu au crescut pe piața mondială, la noi au crescut datorită accizei. Nu? Și cea de acum două săptămâni și cea de acum au crescut prețul fiecare cu câte 7, 10, 15 bani, depinde de benzinăria care comercializează. Deci undeva la pompă, undeva la producție, în mod sigur a crescut prețul. Dar ceea ce este fascinant, nu acest citat, ci faptul în care spune, l-am auzit astăzi pe domnul Dragnea la întâlnirea de la Mioveni, în care spunea cum că el se luptă și va continua să lupte pentru ca CASS-ul să fie plătit de angajat. El luptând, din câte înțeleg, cu oamenii care erau în stradă, adică cu cei care cerau exact acest lucru să nu se întâmple. Adică ca mine sau ca alții care suntem bugetari. Bugetarii nu sunt fericiți că trebuie să plătească acest CASS din buzunar și de fapt să li se scadă salariul în ciuda ceea ce spune. Singura dată când logica este bătută, aici avem un terțium datur, adică un al treilea termen care apare. Salariul crește nominal, dar el scade în mod real și ni se spune că de fapt nu credem că salariul a crescut. Nu vedeți bine. Păi, și când o să vină fluturașul, pentru că genul ăsta de minciună cu Golful Mexic, cu atacul meteorologic, da? Toate lucrurile astea zbătute, da? De realitatea asta factuală, da? Când bagi la pompă, e clar că e mai mult, nu e mai puțin decât deci e noaptea minții. Evident. Problema domnului Tudose este că el nu este nici măcar un bun comunicator. El comunică destul de abrupt așa, iar când spune o prostie de genul ăsta, și mai tare te sperii când auzi că, eu știu, dacă mai vine, Doamne ferește, un ciclon. De cuvânt, are deci omul este, care este serios când debitează Mirel. Eu am rămas pe fiat și imediat termin. De ce domnul Hosu nu a reacționat, nu a ricanat? Pentru că erau el era reprezentantul a 6.000 de oameni care erau în stradă, el promițând că vor veni peste 10.000 de oameni care vroiau exact acest lucru. Iar în final am aflat că totul este bine și foarte frumos și că luptăm ca CASS-ul să fie plătit de angajat. Condiții meteo. Deci ai văzut, PAC, condiția meteo, PAC, care adaugă la pompă carburantul care... Stați un pic, în tradiția poporului român. Dom'le, oamenii ăștia își permit, domnule, să relaxați, să vorbească ca niște nebuni, domnule, să nu se supere pe mine. Dom'le, un om nebun poate să spună așa ceva, să stabilească o asemenea legătură cauzală. Păi, dom'le, Ceaușescu nu ne spunea, domnule, că trăim mișto, că trăim bine. A murit în pușcat, totuși. Da, a murit în pușcat, domnule, păi la un moment dat, ăștia care mint nebunește, sfidează realitatea, nebunește, domnule, ăștia la un moment dat sfârșesc cu capul strivit de zidul realității, care e un zid ca de beton. Da. Atâta doar că la român durează mult. E o chestie halucinantă. Doamne, sigur ar fi putut să vină cu o minciună de asta mai elaborată, mai deșteaptă, chiar să zâmbești, uite al dracu, a găsit ce să spună. Păi, uite, le dau eu o idee. Deci a fost prima minciună, a fost următoarea chestie. A fost Ponta, care a spus, domne, trebuie să punem supraacciză la carburanți, da, că trebuie să strângem niște bănuți, să ne facem și noi niște drumuri. Domne, acciza se colectează la pompă, facem un fond și facem autostrăzi. Povestea asta era în 2012. Da, domnule, a halit-o mulți dintre noi. Și acum, e rezonabil să punem niște bănuți deoparte, să ne facem șosele. N-au făcut nimic. Au înghițit banii, i-au folosit probabil pentru prestații sociale, pensii, salarii și așa mai departe. O anumită chestie aici sunt banii dumneavoastră, dacă vă amintiți. Păi vedeți, ați uitat. Domnule, era o tradiție. Nu puteau să inventeze o poveste. Cineva a făcut asta. Era un ministru al transporturilor, nu? Trebuie să reintroducem acciza pentru că ne atacă marțienii. Dar este o problemă de tip economic aici. Orice creștere de cost. Asta spune teoria banală.
lecții învățate și în clasele 12 sau unde se face. Creșterea costului se transferă automat într-un anumit procent în prețul final. Deci adică cum vreți? Păi înseamnă că statul invită la evaziuni ca să nu cumva? Păi cum să recuperezi? Când transporti păpica, o transporti cu camionul. Camionul consumă combustibil, benzină, deci așadar crește și un pic păpica și crește și aia și crește și aia. Până eu dacă îmi permiteți, acum înțeleg eu de ce a crescut și roborul. Din cauza la combustibil. Dar uitați să ne spui ce domnul Tudose, că am văzut că e foarte... Dar tu cum ai făcut legătura și prin lanțul cauzal, din cauza că a bătut vântul. Cum ne ia la mișto cu toate chestiile astea, din cauza vremurilor, mi-am dat seama că domnul Tudose are dreptate. Nu, dar atenție, zău, eu nu vreau să arunc chestiunea în derizoriu. Chiar e observația mea. Dom'le, în România, cu cât minți mai tâmpește, dom'le, cu atât ești mai credibil, îi lași mai în gura căscată. Omul s-o gândit, să poate să fie o prost, am destul de carte. Vă știi ministrul României ceva, cu meteo, cu de asta, cu golful Mexic, e o chestie. Nu, dar este o altă șmecherie. Nebun, domne, asta este o altă șmecherie care se întâmplă anual. În luna octombrie o să observați că cursul leu euro începe, euro crește. De ce? Pentru că toți furnizorii aproape din România, uitați-vă pe facturi, în special la operatorii de mobil, se pune euro în euro, stabilit la cursul din luna octombrie, pe care stabilește BNR. Și tot anul ăla rămâne. Ca referință. Ca referință. Și asta. Deci în momentul în care, și observați că tot exact în perioada octombrie, veți vedea creșterea asta anual. Deci nu are treabă ceea BNR-ul. Ce mie mi se pare, BNR-ul, BNR face politica. Și aici e o altă șmecherie. Vine și ați văzut că a spus chiar domnul Sărescu. Domnule Țăranu, acum, dar genul ăsta de politică în care vin domnii ăștia și spune ceea ce vezi nu e adevărat, da? Poate să țină? Adică pot să țină guvernarea asta doar pe comunicarea asta, care în opinia mea este tâmpită? Adică genul ăsta de comunicare, care spune și Mirel Curea, spui niște enormități, lași pe toată lumea paf și spui, domnule, comunicarea asta. Da? Cât ține genul ăsta de foarte puțin. De guvernare. Foarte puțin. Vă aduceți aminte perioada de 2000, din 2009-2012, 2011 în spre final, în timpul crizei, de fapt. Când, deși toată lumea raporta creșteri uriașe și extraordinar, lumea se înfuria tot mai tare până când a ieșit în final în stradă. Drama în acest moment este că, de fapt, nu există aproape nimeni care să înlocuiască PSD-ul. Aici este marea problemă, pentru că nimeni nu are nicio reacție, cu excepția presei. Cele mai mulți ori care au luat blocul opoziției, opoziția are de obicei niște reacții, fie întârziate, fie pe probleme la care nu s-ar fi gândit absolut nimeni că fix acum ar trebui ele să fie rezolvate. Și de aici cred că de aici este și acest tupeu, să-i spunem, sau această siguranță aroganță a PSD-ului, că cel puțin o perioadă va putea să guverneze așa. Pentru că nu există cineva care să-i ridice probleme. Dar nu e o chestie nouă, stimate maestre. Aduceți-vă aminte de Traian Băsescu, care în calitate de președinte al României, înainte de marea criză, ne spunea, stați liniștiți la locurile voastre, nu va fi nicio criză. Și Mugurisărescu. Și Mugurisărescu. A venit să ne spună și că a luat toate măsurile. Eternul domn Vasilescu, care de 27 ani, de la BNR, de 27 de ani, poate să se întâmple cu leu, să sară în aer, să se întâmple cu orice. Stați liniștiți nu-s la motive de îngrijorare. Nu-s motive de îngrijorare. E ca feneiul. Exact. Domne, le merge, domne. Le merge. Poate să spună orice imbecilitate. Le merge. Că dacă cârâi cumva, cum cream pe vremea lui Băsescu, îți săreau tefeliștii, deontologii, dar vrei cu rușii, vrei cu Putin. Și acum dacă vom critica lucrurile astea, cu cine suntem? Nu? Tot cu Putin, nu? Dracu știe, dar nu vedeți că suntem în funcție de ce zicem, suntem cu unii sau cu alții tot timpul? Păi și deci, Daniel Dragomir a fost făcut. Ce am înțeles din greva de astăzi, că n-am apucat să o discutăm, a fost o pseudogrevă, apropo de capitala României. Nu trebuie să vină 10.000 de oameni în Piața Victoriei, e suficient și 5.000, că oricum orașul se blochează, da? Dar nu deci, a fost grevă. Scopul a fost atins. Nu a fost grevă, a fost doar o demonstrație. Vor exista niște greve. Sau un eveniment. Întrebarea este cineva sau care sunt sindicatele care vor face această grevă. O altă problemă foarte importantă. Asta e problema, că nu mai există de fapt niște sindicate care chiar să ridice probleme. Ori toată această
lipsire de, hai să spunem, cetățenie. Aici este marea problemă. Cetățenii nu se organizează, nu se organizează pentru propriile lor interese. Or, în acest moment, interesele cetățenilor sau marii mase de cetățeni sunt lezate. Nu mai sunt reprezentate. Nu sunt nici reprezentate și sunt și lezate. Sunt oameni care vin și protestează pentru justiție, în apărarea justiției în Piața Victoriei, mai puțin, mai mulți, câte 500, 1000, există genul ăsta de adunare civică pentru justiție, dar pentru probleme economice nu vedem lucrul ăsta. L-am văzut teoretic astăzi, nu au avut cine știe ce mare impact, nici mediatic și nici social. Sunt de ochii soacrei, să se creadă că avem și sindicat. Demonstrațiile cu adevărat importante vor veni în momentul în care marea majoritate va înțelege că lucrurile trebuie să schimbe. Repet, cele din 2012, cele de la începutul acestui an, sunt demonstrații cu adevărat civice care vor ridica mai devreme sau mai târziu problema politică, iar partidele în acest moment sunt marea lor majoritate incapabile să înțeleagă ce vor cetățenii. Mă întorc la ceea ce spunea domnul Dragnea. Vom lupta să punem acest lucru în cu cine vor lupta? Cu cetățenii. Nu, cu propriul partid. Nu. Acolo, știți, mă scuzați, vreau să vă completez un pic. Ați spus o idee foarte interesantă. Opoziția, în realitate, nu există pentru că e presa cea care face opoziție. E, dacă ați urmărit, eu urmăresc asta de vreo 9 luni de zile. Ce spune presa? Imediat este însușit de opoziție. Practic, opoziția nu mai are niciun cuvânt. Asta o face de 9 luni de zile. Dar sunt incapabil să creeze. Adică e foarte ciudat, nici în Parlament să nu te gândești să vorbești ceva. Nu numai de 9 luni. Dar nu e, spun de 9 luni de zile ce fac. Cu drag și cu respect vă contrazic. Nu mai avem, numai o clipă. Nu mai avem. Cetățeanul, interesele cetățeanului trebuie să fie reprezentate de 3 factori extraordinar de importanți. Sindicate, ONG-uri și presă. Presa. Mulțumesc domnilor pentru prezență, nu mai avem o întrebare retorică de final, pentru că mâine o să abordăm din nou chestiunea Serviciului Român de Informații, o întrebare care mă frământă de ceva vreme. Oare noua echipă de conducere a Serviciului Român de Informații vrea să facă curățenie cu adevărat în SRI sau de fapt a preluat metodele și metehnele lui Coldea și Maior și acum le folosesc în interes propriu sau, cine știe, poate în interesul președintelui României? Adică am schimbat niște băieți cu alți băieți care continuă aceleași metode, da? Și România trăiește în eterna buclă. Gândiți-vă la lucrurile acestea.